După cum vedeți, măi oameni, am zis că astăzi să povestesc despre era comunistă. Și vă povestesc asta pentru că am trăit aceleși vremuri, m-am născut în acele vremuri și am spus că să vă povestesc, de fapt nu vreau să povestesc, dar să fiu sincer cu voi, aseară m-am uitat până pe la 1:30-2, m-am uitat la tot felul de documentare, m-am uitat la critici, m-am uitat la ceea ce comentează oamenii și comentează și oameni fără experiență și care nu s-au născut în aceeași perioadă. Și mă tot gândeam, eu știi, bă, oare să fac chestia asta, să o povestesc sau să nu vă povestesc. Eu ceea ce vă povestesc sunt clipele trăite de mine și de familia mea în acele momente. Clipele trăite de altă lume au o altă experiență, așa că experiențele noastre sunt foarte diferite față de a mele, de a tale și de a tale, care am trăit în acea perioadă, vorbesc, nu ăștia care v-ați născut după și ce ați auzit și voi, aia spune și voi. Eu vorbesc de experiențele pe care le-am trăit fiecare în acea perioadă, în era comunistă. Deci, fiecare avem experiențele noastre diferite. Ce m-a deranjat cel mai tare când am văzut în comentarii erau foarte multe contradicții în care lumea spunea că răbda foame. Măi, sincer să fiu cu voi, în familia mea, părinții mei lucrau amândoi. La mine în familie, eu n-am văzut ca fratele meu, surorile mele sau părinții mei să răbde foame. Măi, din contră, era mâncare. Și dacă aveai servici, nu mureai de foame. Normal că cel care nu lucra, ca și în ziua de astăzi, că dacă nu lucri, normal că mori de foame. Că dar nu o să vină cineva să-ți dea tot timpul să mânci, să mânci, să mânci, n-ai aici, n-ai aici, gratis, gratis. În orice perioadă, dacă nu lucri, poți să mori de foame. Și nu înțeleg de ce românii bagă chestia asta pe gât. Că s-o răbda foame. Cum s-o răbda foame, mă, că eu n-am văzut pe nimeni încă. Într-adevăr, aveam 10 ani când a fost Revoluția, dar eu până atunci eu n-am văzut pe nimeni, și mă refer din cartierul meu, că erau mulți săraci în cartierul meu și erau săraci datorită că nu avea apartamentul lor sau că nu avea propria mașină sau că nu avea pământul sau nu știu ceva de genul ăsta. La aia mă refer că erau săraci. Dar în schimb pot să spun că lumea avea de mâncare. Aveai de mâncare, nu înțeleg de ce trebuie să-ți bage românul în chestia asta că răbda foame. Ce foame răbda? Că fiecare aveam porții, adică era pâinea pe cartelă, uleiul, zahărul pe cartelă, adică rație cum era, ca să înțelegeți unii oameni care n-ați apucat perioada aia. Și eu, măi, tot am citit și am tot citit că lumea murea de foame, murea de frig, murea de că nu era. Într-adevăr, cu curentul și cu gazul, da, pot să-i dau toate că aveam și alea cu porția, cum s-ar zice, da? Chestia asta a făcut-o Ceaușescu ca să plătească datoria externă. Și dacă tu nu sacrifici, dacă tu nu sacrifici ceva, tu nu poți să faci altceva. Doar sacrificând poți să ai în viață anumite chestii pe care vrei să le ai. Corect sau nu? Corect. Și normal că Ceaușescu o cam strâns cureaua ca să plătească datoria externă. Ceaușescu, în privința lui cu nevastă sa, cu Elena Ceaușescu, ei nu știau totul ce se întâmplă în țară, pentru că erau ăștia mâna dreapta lui și acoliții lui, care mințeau pe Ceaușescu că lumea o duce bine, că e bine în țară, că, de exemplu, dacă Ceaușescu, eu vă spun că l-am văzut eu, deci eu personal l-am văzut când eram, aveam undeva la 8-9 ani, asta era până în 87-88, știu că o vin la Dej și vreau să vă spun că, deci băi, mulți români îs curve de oameni cu două fețe și îmi asum ceea ce îmi spun. Îmi asum. Că mă înjurați, problema voastră, dar eu spun ce am văzut cu ochii mei. Întotdeauna când Ceaușescu vine prin țară, prin anumite orașe, vreau să vă spun că se umplem magazinele de mâncare. Să făceai curățenie în orașul ăla, știți cum, mă? Ai de capul meu și se puneau flori și se făceam o zarvă mare când trebuia să vină Ceaușescu într-un oraș. Nu vă spun, măi, cum era, mă. Deci era mai ceva. Era ca în Occident, mă, curățenii, mâncăruri, tot.
Și atunci românii, de ce spune că mori de foame când, băi, numai la vizita lui Ceaușescu să umpleau magazinile, mă, cu tot ce vrei ai tu numai bani să fii avut să cumperi. Măi, să umpleau magazinile alea cu cărnuri, cu... Ai de capul meu, mă, dar nu, pur și simplu nu puteți să-ți dai seama cum dintr-o dată, poc, ai cușcat din deaște să umplu galanteriile cu mâncare, cu cărnuri, cu alea. Și îți dai seama că Ceaușescu, având atâtea păcat, că vă dați seama că un președinte nu poate să le facă pe toate, deja vă pui, dăm noi vina pe președinte, a, că președintele nu a făcut aia, că președintele nu a făcut aia, președintele nu e un zeu. Președintele, vă dați seama că președintele are încredere în mâna dreaptă și când mâna dreaptă spune că e așa, că e așa, îți dai seama că, având încredere multă în el, Ceaușescu așa a crezut, că românii o duc bine, dar... Acum, băi, oameni, haide să fim sinceri. Nici în ziua de astăzi nu o ducem bine. Eu nu înțeleg cum e chestia să o ducem bine. Atâta timp cât ai un serviciu, ai un salariu, ai o viață decentă, poți să mergi în vacanțe, de exemplu, sau nu știu ce. Acum, cât de bine vrei să o duci tu? Că întotdeauna omul niciodată nu o să fie mulțumit. Cu cât are, cu atât vrea mai mult și mai mult și mai mult. Și chestia asta nu o înțeleg. Să o ducă bine. Păi tot o ducem bine în momentul în care ai servici, ai ce trebuie, ai, nu știu, ce mai aștepți ca să o duci bine? Băi, nu știu acum, probabil că vrei să o duci bine ca un președinte sau ca un... Păi atunci fă-i școala aia ca să fii președinte, fii un bun polițian și nu știu ce. Și vreau să vă spun ca să nu uit ideea. Când vine Ceaușescu într-un oraș să umplau magazinele de mâncare, cea mai proaspătă pâine, curățenie până oraș, nu știu, măi, parad de militar și onorul și, băi, vă spun ceva, așa ceva era, nu știu cum să vă spun. După ce pleca Ceaușescu, băi, într-o clipită, să golea magazinul. Ce mai rămâneau? Rămâneau chestiile alea, bocănele de Porsche, mai rămâneau acolo agățate, bă, câteva coste, că, bă, o chestie în aia de pește pe acolo, pe galanterie. Și atunci întrebarea era... Unde era mâncarea aia dusă de acolo? Unde era? Și normal, mă, că dar mâncarea era furată de aia care își permiteau, adică aia, știți voi, aia care sunt politicieni, cum ar fi primari sau, mă rog, care conduceau orașul sau... Aia furau mâncarea din gura oamenilor. Și lumea pune vina pe Ceaușescu, că Ceaușescu-i flămânzea. Da, măi, oameni, mă, cum să pui vina pe un președinte că președintele te flămânzește? În momentul în care un președinte îți vine într-un oraș și tu faci tot posibilul să umpli galanteriile de mâncare, tot, și la plecarea lui se dispară. Dar ce, o lua Ceaușescu mâncarea și o băgat-o în tir și o duce la el la București sau unde o duce? Dar gândiți-vă un pic logic, măi. Și e normal că e ușor întotdeauna să găsim un țapi spășitor, să zicem că da, ăla sau aia. Un pic nu gândește. Și v-am spus, românul, în general, e curvă de om, cu două fețe. Oricât bine ai face la om, întotdeauna va fi... Să nu fie mulțumit. Și eu vă spun sincer, legat de familia mea, prin ce experiență am trecut eu, pe timpul lui Ceaușescu eu stăteam la casă, ca v-am mai spus în clipurile anterioare. Măi, oameni, eu n-am dus grijă de căldură, n-am dus grijă de apă, eu având lemne, sobă cu lemne și teracotă, părinții mei au cumpărat lemne, la mine mergea căldura, știți cum, băi, iarna mergea căldura non-stop. Apă, avea apă, o grămadă apă, apă rece. Eu având sobă, încălzeam mama ca să facem baie la covată, că erau covețile pe timpul ăla, erau coveți mari, de tablă, că nu erau de plastic, de tablă erau, așa e lungi, coveți, că intrai cu tătul mie. Încălzeam mama 20-30 de litri de apă, că avea mama dita mai cazanul pentru așa, mai punea încă vreo 50 litri de apă rece ca să călească apa și bă, un copil în 30-40 de litri de apă, știți cum face baie? Ca și cum te bagi în vană, la bloc și faci baie. Deci eu, cu familia mea, noi n-am dus-o nici rău de căldură, nici de mâncare, din contră, vineau vecinii și își vindeau rațe la noi, că părinții mei, bă, se descurcau părinții mei. Aveau serviciu și, bă, se descurcau. Și vineau vecinii mei și bă, își vindea jumătatea de litru de ulei, bă, își vindea zahărul sau nu știu ce. Și părinții mei întotdeauna cumpăra de la vecinii mei ca noi să avem, noi patru frați, să avem, să nu ducem lipsă de ceva. Și v-am spus, eu nu știu cum zice lumea că a murit de foame și nu știu ce. Eu n-am dus lipsă nici de căldură, nici de mâncare. Am fost în vacanțe, că atunci se făceau vacanțe în astea cu copiii, știi? Puteam să mergem într-o anumită zonă din țară și
mergeam cu autocarul și cu nu știu ce. Și nu știu ce-a fost rău pe timpul ăla. Acum știți cum e să fim recunoscători. Orice om în viață are fapte bune și fapte rele. Dar noi nu suntem în măsură să judecăm omul, deoarece trebuie să vedem noi întâi greșelile noastre. Atâta timp cât noi nu vedem greșelile noastre și noi tot acuzăm pe alții, nu suntem mai buni ca și aia care acuză. Cu nimica nu suntem mai buni. Și ceea ce nu a fost ok, a fost procesul lui Ceaușescu. Băi, ca să condamn pe cineva, indiferent de timpuri, de ani, tu trebuie să ai un complet acolo de judecată. Nu poți să faci așa din rapid, pe așa, poc, 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 gata, e judecat, acolo câțiva militari, câțiva trăgători, te-o ținut o oră acolo la vrăjel, nu știu ce, și după aia decide să te împuște. Nu o să faci așa ceva. Nu ai dreptul să iei viața cuiva. Nu ai niciun drept să iei viața cuiva, să omori și nu știu ce. Și a avut un proces, știți, din ăla fake, adică rapid, așa, poc, 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 ai făcut așa cu țara, ai flămânzit țara, de parcă Ceaușescu era de vină că o flămânzit țara, măi. Băi, oameni, nu trebuie judecat așa. Un președinte nu poate să facă tot, tot, tot. Normal că dacă ai mâna dreaptă și acolița aia care e cu mâna dreaptă și nu știu ce, tot a fost o lovitură de stat ca să vină Iliescu, de-aia știți voi ce? Că uite, trăiește pe spinarea noastră, trăiește mult și bine și încă stă în casă de protocol, din aia, știți voi, din aia că... Na. Și uite că trăiește bine și Iliescu și acoliță lui și Petre Roman și Elanii. Și cum am văzut interviul cu militarul care a tras în el. Ci că el a fost antrenat, ci că armata, că militarii s-a antrenat ca să omoare. Fraiere, eu știu că poate nu o să vezi clipul ăsta, dar lasă-mă să spun ceva. Și eu am făcut armata și ești un fraier cu F mare. Sper să-l ai pe conștiință că ai tras în el. Băi, un militar îi pregătit să apere țara. Să apere patria mamă. Pentru asta e pregătit un militar, să apere țara. Nu să-și omoare semenii lui cum ai tras tu într-un român de-a tău, indiferent că a fost rău sau bun. Ai tras într-un român de-a tău, tu n-ai fost antrenat ca să-ți omori proprii semenii a tăi. N-ai fost antrenat. Sper să-l ai pe conștiință, oricum plătești păcatele. Toată lumea plătim păcatele până la urmă ormei. O spus el că am văzut interviu aseară în care a spus că el a fost antrenat ca să omoare oameni și s-a referit în general la soldați, la militarii care am făcut armata. Că noi am fost antrenați ca să omorâm oameni. Cum să spui o asemenea prostie, măi? În armată faci instrucție pentru apărare. Și normal că la instrucție te învață și să tragi și să... Sunt chestiile care a făcut armata și știi destul de bine. Că am fost la poligonul de tragere, am tras acolo și chestii astea. Dar bă, să spui asemenea chestie, o asemenea prostie, că un soldat îi e antrenat ca să omoare și nici de cum ca să apere, dar îți dai seama ce imbecil poți să fii. Pentru că dar nu te pregăteai să vină războiul mondial, al treilea război mondial, că nu o să vie. Și pe timpul ăla, pe timpul lui Ceaușescu, băi, nimeni nu muri de foame, eu încă n-am auzit. Sau părinții mei să audă că în orașul Dej s-a murit de foame, familia cu tare a murit de foame sau nu știu ce. Acum, în orice epocă, în orice eră, în orice cum vreți voi să spuneți, oamenii mor din diferite chestii. Ba de boală, ba de, nu știu, din toate chestiile se poate muri. Niciodată nu știi ce ai ieșit în casă, ai ieșit din casă, poc, două mașină peste tine, ai murit. Deci n-ai cum să spui o singură chestie că pe timpul ăla oamenii au murit de foame. Că chiar am văzut comentarii în care au spus că am flămânzit, am suferit, am... Păi vreau să spun ce, vreau să spun o întrebare. În ziua de astăzi, ai tot ce vrei tu, dar te poți atinge de ele la salariul care l-ai. Câtă lume, câți copii nu rapt foame în ziua de astăzi, mă? Că eu știu cazuri... Și eu m-am dus, eu personal m-am dus, că m-ai spus că e o genul de om care ajut oamenii. Eu personal m-am dus și am dat la copii sărași de mâncare, că nu aveau de mâncare. Eu personal m-am dus la copii mai tineri, la care le-am dat
haine, că nu aveau ce să îmbrace. Păi în ziua de astăzi, cu cei mai buni perioada în ziua de astăzi, cu cea pe timpul lui Ceaușescu. Că dacă ar fi să comparăm pe timpul ăla, aveai casă, servici, puteai să mergi în vacanțe în țară, unde vrei tu, era o curățenie, nu ca acum, că tot e gunoaiele, tot e scârbele, tot e... Nu știu ce să spun, mă, nu erau atunci. Erau anumite restricții, ok, asta era epoca socialistă România. Dar bă, să arunci cu piatra în același om, ca și cum omul ăla a fost doar vinovat pentru toate atrocitățile ce s-au întâmplat și pentru toată sărăcia și pentru nu știu ce, mie mi se pare o prostie. Acoliții lui Ceaușescu au făcut și au degenerat țara în felul în care, într-adevăr, oamenii duceau lipsă de curent, de apă caldă, de chestii astea. Băi, dar v-am mai spus, Ceaușescu a făcut chestia asta ca să plătească datorile externe. Și știu că a fost la televiziune în 89, nici nu știu când a anunțat Ceaușescu, în august sau septembrie în 89, Ceaușescu a anunțat la televiziune că s-au plătit datoriile externe de câteva miliarde de euro. Și am fost pe zero. Deci țara noastră a fost singura țară, pot să spun, a fost singura țară din lume fără datorii externe. Ceaușescu a vrut să facă din țara asta un fel de Elveția, să fim cea mai tare țară în care alte țări să vină să se împrumute la noi. Deci asta a fost ideea lui Ceaușescu și a scos țara din datorii. Bine, cu sacrificii, ți-am mai spus. Vrei să ai ceva, sacrifici din partea aia ca să poți să ai. Dar să dai vina pe un singur om, că omul ăla a făcut aia și aia și aia și aia și aia și aia, bă, nu-i corect. Și nu a fost nici corect modul în care l-a omorât. Chiar dacă a fost tiran sau comunist sau a fost cel mai, nu știu cum să spun, băi, merita o judecată normală și merita băgat în pușcărie tot restul vieții, ca să moară în pușcărie, în chinuri, dacă vreți voi, ca să fiți mai fericiți sau auziți în chinuri. Dar să iei tu propria viață a unei persoane și să decizi tu că gata, atât ai avut de trăit și acum nu mai trăiești, omule, tu nu ai Dumnezeu. Tu nu ai Dumnezeu când iei viața unui om. Și erau sărbători, cum era 23 august, sărbătorile astea pe timpul Ceaușescu, mă, și ce se distra lumea? Lumea era fericită, se distra, cânta, dansa. Când era 23 august, era foarte muzică populară. Ne strângeam tăzi la iarbă verde, mergeam la pădure, mâncare, dansuri, distracție. Mergeam de dimineață și stăteam până seara acolo. Bă, era o distracție. Să-mi bag piciorul dacă în ziua de astăzi mai vezi asemenea distracții la iarbă verde în care pur și simplu orașe întregi să meargă la distracție. Eu n-am mai văzut așa ceva. Acum să meargă la mare, dar nici la mare nu ești fericit, că îi prinde gunoaie, îi prinde țamțar, e chestii în astea, nu știu cu ce ești fericit. Observați numai toată lumea care mă vede și vede clipul ăsta. Mergeți pe stradă. Și uitați-vă la diferite persoane. La orice persoană care merg pe stradă, vedeți cum sunt românii la față. Vedeți că mulți români umblă cu fața în pământ, mulți români îs supărați pe viață, îs supărați, au chestia aia pe față de supărare, mulți români îs trași la față și mulți români le citești problemele sau sărăcia pe care o au în viața lor. Mulți români au părăsit țara și au lăsat copiii cu părinții lor sau nu știu ce, doar ca să meargă să facă un trai mai bun pentru copiii lor, ca să le facă un viitor. Mult tineret care se căsătoresc nu poate să-și cumpere o casă decât numai prin bancă și 30 de ani tu plătești la apartamentul ăla, 30 de ani știți cum plătești, lună de lună. Pe timpul lui Ceaușescu aveai apartament. Îți dădea Ceaușescu apartament. Adică primăria, de care făceai parte, îți dădea apartament sau o casă. Cum și la părinții mei, mama a mers la primărie, i-a dat o casă.
Plăteam o chirie atât de mică, nici nu mai țin minte cât era chiria, că sunt mulți ani de atunci, sunt foarte mulți ani. Dar plăteam chiria la primărie foarte puțin, mai foarte, foarte puțin. Și părinții mei abia fiecare câte 1000 și ceva de lei. Erau bani, măi, 1000 și ceva de lei. Ce crezi tu? Erau bani, puteai să trăiești mult, trăiai bine, bine trăiai. Acum eu vreau să vă întreb. Bine, că dacă nu ești mecheras sau nu ești host sau nu știu ce, băi, un om cinstit nu trăiește bine în ziua de astăzi în România. Un om cinstit nu trăiește bine în România în ziua de astăzi. Și mă refer cinstit care să meargă la servici și din salariul ăla, din 1200 de lei sau 1300 de lei cât e acum, să-și cumpere mâncare zi de zi, să-și întrețină familia, să-și plătească la bloc facturile și nu știu ce, și să-și mai pune și bani de o parte să meargă în vacanțe. Dar să-mi zică mie românul la care trăiește cu 1200-1300 de lei. Să-mi zică mie românul la care trăiește bine cu salariul ăsta. Dacă nu faci mișmașuri, hoții sau alte învârteli, nu supraviețuiești. Singura supraviețuire, ți-ai lăsat familia în spate, tu ca bărbat e dus dincolo la lucru. Dacă ești divorțată, ți-ai lăsat copiii cu maică ta și tu ca femeie mergi dincolo la lucru ca să îți întreții copiii, ca să le faci un viitor, să le cumperi, nu știu, o garsonieră, o parte, apartament, ori să îți întreții copiii ca să-ți meargă mai departe la școală, la facultăți și la chestiile astea. Păi, oameni, nu puteți judeca un singur om pentru toate ce s-a întâmplat, că aia a fost o lovitură de stat și eu mă mir că dosarul ăsta de 30 de ani tot așa e purtat, adică e la o judecătorie la alta și Iliescu trăiește bine, mersi, într-o casă care e plătită de tăți românii, care lucră. E plătită de tăți românii. Păi cum, mă? Pe timpul ăla, copiii, cum eram noi, noi mergeam la școală, nu era ta învățământ încât pur și simplu să-ți dai că nu mai ai timp liber să mergi la joacă. Ne punea maica mea la... No, când se lua curentul, noi aveam o lampă din aia, așa, mare, cu sticlă. Cum erau, pe, vedeți voi în filmele vechi, lămpile alea, de sticlă cu petrol. Ne chema mama la masă, în bucătărie, aveam o masă mare, pătrată. Și fiecare copil era în patru, stăteam fiecare la câte o, cât pe o parte de masă. Și mama era cu noi și zicea, mama deschis caietele și ăsta ne și făceam tema la lampă. Băi, așa au fost vremurile. Dar e învățat, am învățat. Dacă așa au fost vremurile și s-au mai redus din curent ca să-și plătească datoria externă, aia nu a fost o problemă, că dacă vroiai să înveți, puteai să înveți. Și învățam la lumina lămpii, învățam de multe ori. Dar pentru noi aia nu a fost o problemă. Aia nu a fost o problemă de condamnat o persoană la moarte. Că vedeți că și în ziua de astăzi vi se ia curentul. Vedeți că și în ziua de astăzi, de multe ori, cum am văzut în capitală, că mulți oameni în capitală nici nu au gaz sau, mă rog, centralele alea, că tăle ia gazul sau nu știu ce și le dă gaz cu porția și le ia și nu știu ce. Da. Cu ce mai bine în ziua de astăzi decât atunci? Că dacă dai să faci o comparație, mai bune erau vremurile atunci decât acum. Nu că aș fi un nostalgic, că nu sunt nostalgic deloc, nu mi-a plăcut comunistul deloc. Comunismul nu mi-a plăcut deloc. Dar bă, nici să pui vina pe o singură persoană, că persoana aia a făcut aia și aia și aia și aia și aia. Acum știți cum? Mulți români îl plânge pe Ceaușescu. Și îl plânge de ce? Pe timpul Ceaușescu v-am spus, avea casă, avea servici. Nu vrei să mergi la servici, te băga în bușcărie 6 luni sau un an de zile. Nici nu mai știu când, cum era chestia asta. De 6 luni sau, cred că 6 luni era. Te băga în bușcărie. Vrei să trăiești bine, lucrai. Se făceau profesionale atunci, pe timpul ăla. Pe profesionale. Ai ieșit din școală, din la profesional, ți-ai terminat profesional, te băga automat în servici. Îți dădea și casă. Apartament sau... Mulți români, chiar dacă nu recunoaște, că mulți români, băi, v-am spus, nu-ți mulțumiți românii, oricât. Mulți români încă locuiesc în apartamentele construite în comunism. Nu e adevărat? Să mă contesteze careva, că nu e adevărat. Că le-ați cumpărat după Revoluție, ok, e apartamentul vostru. Dar să nu uitați că în momentele alea s-au construit apartamente foarte multe și datorită lor încă stați în aceleși apartamente de pe timpul Ceaușescu.
Într-adevăr, Ceaușescu a stricat foarte multe case, e adevărat, a stricat sate, e adevărat asta, dar mă, eu v-am mai spus, multă lume greșim, dar noi în loc să ne recunoaștem greșeala, mai repede găsim un țap ispășitor ca să punem vina pe altcineva. Și Iliescu a fost mâna dreaptă a lui Ceaușescu, dacă nu știați. Mulți care ne-au condus țara acum, au fost din clanul lui Ceaușescu. Numai că tot a fost așa, știți cum, telefonii pe la Moscova, cu Rusia, cu nu știu ce. Și dacă ați văzut documentarul cu Iliescu, într-un interviu spunea că a vorbit când a fost lovitura de grație a lui Ceaușescu, după aia i-a luat interviu Iliescu că a spus că a vorbit cu Moscova, nu știu ce și nu știu ce. Deci aici a fost înțelegeri cu Moscova de multă vreme ca să-i dea omorul la Ceaușescu. Păi de ce l-a omorât așa repede, mă? Că nici o judecată dreaptă n-a avut. Când în curs de oră l-a adus, l-a anchetat, nu știu ce și cine au fost anchetatorii. Vă dați seama cine au fost. Mână în mână. Poc la zid, tu-tu-tuc. Aia a fost, moartea lor. Acolo a fost. Și bă, să omori un președinte de țară, exact de sărbători, ăsta e un păcat. Și păcatul îl plătim și în ziua de astăzi. O să fim blestemați și țara asta e blestemată, mă, pe nu-ți omori un președinte, nu l-am omorât noi, cetățenii, nu mă luați greșit. Dar, mă, ăia care l-au omorât, mă dați seama că... Eu nu știu cum poate dormi aia care l-au omorât, ăla care au spus că au zis că soldați îți pregătiți ca să omoare. Nu știu cum poate dormi ăla cu capul pe pernă, nu știu dacă mai trăiește sau... O murit. Dar eu și familia mea pe timpul lui Ceaușescu, v-am spus, am dus-o eu... Bine am dus-o. Deci la noi nu lipsim mâncarea sau apa caldă sau căldura. Eu stăteam la casă cu părinții mei, cu frații mei, acolo aveam lemne, sobă, teracotă, căldura când era de căldură iarna, mergea căldura non-stop, lemnele se cumpărau, nu era o problemă. Apă, v-am spus, încălzeam mama fie 25-30 de litri și aruncam în covata aia mare și făceam baie, știți cum, cam piscină făceam baie, că dar eram copii, cât e un copil de 8, 9 ani, 7 ani, într-o covată de... Și erau covețele alea mari de metal, care a prins momentele, știți voi, care îi spălam la mână. Că de multe ori mama săracă a spălat la mână, venea de la lucru și apoi trebuia să spele haine cu mâna. Și... Mă duceam și eu și îmi băgam și o mână și ziceam către mama, mă, lasă-mă să spăl și eu ca să învăț și eu. Și mama mă lăsa, zice, cum era covata mare, și du-te pe partea aia și spală și tu. No, până spălam eu un gulere de cămașă, mama spăla, îți dai seama că spăla mama două, trei scârpe repede, le spăla. Eu ce puteam, eram un copilaj micuț, dădeam și acolo și mă chinuiam și eu ca să frec acolo. Și mama vedea și râdea de mine când vedea că vreau să o ajut. Dar, no, ca copil nu puteam să frecă. Și acum spăl bine cu mâna, vă dați seama, chiar dacă stau la apartament. Stau aici de 12 ani. Încă nici acum n-am uitat să spăl cu mâna. Deci știți cum spăl cu mâna? Eu n-am uitat de unde am pornit. Și nici n-am uitat lucrurile care le-am învățat în viață. Eu le-am învățat. Taică-mi eu când crepa lemne, mă duceam și eu lângă el și nu mă lăsa tata să crep lemne cu el, că eram copil, nu-mi dădea voie. Și acolo, la lemne, noi aveam o săcure mare pentru crepa și aveam o săcurice micuță pentru făcut aște ca să atâți focul. Când taică mi-o merea în casă, ce făceam? Mă duceam, luam săcuricea aia micuță și cum eram copilaș, dădeam și eu ca să crep lemne, adică să fac aște. Aște, aște, aște. Și așa am învățat să crep lemne. Eu și acum știu să tai lemne, știu să crep lemne, știu să tai lemne cu firezul. Bă, sunt lucruri care eu le-am învățat în viață și mi-e mizbune lucrurile astea că le-am învățat în viață. Că eu nu trebuie să mă duc la nu știu cine să-l plătesc, hai fă maia, hai fă maia, hai fă maia. Eu lucrurile astea le-am învățat și eu știu să-mi fac lucrurile până casă. Dacă mie mi se strică ceva curent, ceva zid, ceva nu știu ce, reparați la chiuvetă sau ceva, eu singur mi le repar, mă, pentru că știu. Am experiența asta și știu să-mi fac. Și vă spun, copiii atunci erau foarte fericiți, care învățam foarte bine, ne făcea pionieri, încă Ceaușescu ne numea șoimii patriei. Asta era vorba lui, când ne vedea pe copii, șoimii patriei eram în ochii lui. Ceaușescu și-o iubit țara, mă... Mă, lasă certa și cu Gorbaciov și cu... că tot am văzut documentare.
nu le convenea la ăștia din țările astea, din... La nicio țară nu le convenea că Ceaușescu încerca să ne plătească datoria externă, să fim cei mai tari. Și am fost cei mai tari până la un moment. Am fost singura țară din lume cu datorie zero, mă. O plătit Ceaușescu miliardele de euro la țările care am fost noi datori. Și am fost la zero cu tot. Și după 89, ce s-a întâmplat din 90 încolo? Ia spuneți voi că știți cu toții. Uzine, fabrici, jos, poc, la fier vechi. Afaceri, clădiri, luate pe șmecherie. Pământuri din astea, pe șmecherii. Tot ce-a fost atunci în beneficiul oamenilor, în ziua de astăzi s-a stricat. Uitați-vă, școlile de pe timpul lui Ceaușescu, spitalele de pe timpul lui Ceaușescu, drumurile de pe timpul lui Ceaușescu, ce să vă mai dau, ce să vă mai spun? Păi, noi nu suntem în stare, auziți-vă mie, noi nu suntem în stare să vopsim ceea ce a rămas de pe timpul lui Ceaușescu. Nu vedeți că dacă vreți să faceți un pod, vă trebuie chestia de fezabilitate. Păi, dar podurile care s-au stricat în ziua de astăzi, sau drumul, sau nu știu ce, au chestia de fezabilitate pe timpul lui Ceaușescu, care sunt bune. De ce trebuie să mai faci tu încă un studiu de fezabilitate? Vă dați seama că e fur de bani. Pentru că studiile sunt făcute dinainte. Dacă tu vrei să repari un drum care e făcut de pe timpul lui Ceaușescu, dacă tu vrei să repari o clădire sau o restaurezi pe timpul lui Ceaușescu, acolo deja studiile de fezabilitate sunt făcute. Ceea ce trebuie să faci tu, să ai bună voință și să bași bani în clădirea aia, ori în drumul ăla, ori în spitalul ăla, ori... Pentru că alea sunt făcute deja studiile alea. Dar ce trebuie să mai faci tu încă un studiu de fezabilitate? Pentru ce? Ca să-ți bași bani în buzunar? Ei, eu știu că aia vrei. Pentru că în țara asta și cum? Să fură ca și în codru, să fură, bă. Să fură ca și în condru. Și cine țărăcea și țara? Românii noștri iubiți o sărăci țara, o pus țara pe butuci și românii noștri săracii, oameni de rând, care mă refer oameni de rând cinstiți. În jur de 5 milioane de români o părăsi țara pentru un trai mai bun, ori să-și întrețină familia, să-și întrețină copilașii, să le facă un viitor la copilași. Adevărul, știu că uneori doare și eu sunt de acord că mulți nu o să fiți de acord cu ceea ce am spus eu, dar eu v-am spus din propria experiență trăită în acele momente. Că experiența ta în anii a fost diferită de a mea, nu contest asta, pentru că n-am cum să știu că la familia cu tare a fost așa, familia cu tare a dus așa, sau ei au avut așa, asta eu n-am de unde să știu. Eu tot ce v-am spus din propria experiență, trăită de mine și familia mea și văzând cu ochii mei. În 89, când s-a început revoluția, eu am fost pe stradă la Dej. Bine, când Dej nu a fost cu pau, cu puș, cu pistoale, cu nu știu ce, nu a fost. La noi s-a manifestat revoluția, că au venit oamenii în zona centrală a Dejului, chiar în centrul Dejului, o spar școlile, librările, tot ce a fost conținut cu Ceaușescu, tot s-a adus în mijlocul centrului și s-a dat foc și oamenii au scandat pe stradă și nu știu ce. Și eu eram pișpiricul de 10 ani, eram și acolo între oameni. Nu eram cu fratele meu, nu eram cu mama, eram singur. M-am dus și eu să văd ce se întâmplă, de ce e gălăgia asta, că eu de fapt eram în cameră și am auzit gălăgia pe stradă și am fugit și-o repede, că eram curios să vedem ce se întâmplă pe stradă. Și eu, pișpiricul la 10 ani, eram printre oameni și am văzut tot ce s-a întâmplat în Dej. S-o spar librării, s-o spar școli, tot s-o spar ce-o conținut cărți cu Ceaușescu, tablouri cu Ceaușescu, tot s-o spar și s-o adus în mijlocul centrului și s-o da foc la tot. Și au venit combinatul din zona aia, au venit către centru, au venit lumea din alte zone din Dej în centru și s-a făcut acolo o mulțime. Și s-a vorbit de la balconul primăriei, că dictatorul nu știu ce, că Ceaușescu nu știu ce, și nu știu ce, și nu știu ce. Eu eram curios ce se întâmplă, de ce atâta zarvă, că... Acum știți cum e, la 10 ani vezi cu ochii tăi, dar nu înțelegi multe chestii, știți? Și am văzut ce s-a întâmplat și... Am văzut și la televizor, am văzut. Mai că la televizor, în momentele alea, nu s-o dădea chiar totul. Chiar și...
momentele în care l-au împușcat pe Ceaușescu, nu le-au arătat. O arătat doar poza lor cum au fost împușcați. Și vă spun sincer că nu-i minciuna. Deci faza când l-au împușcat pe Ceaușescu, să știți că nu a fost atât în direct. Numai cât că au intrat în studioul tăți ăștia, bezmetici ăștia care ne-au condus, ar șofura țara și au spus că l-au anihilat pe Ceaușescu, că l-au omorât. Dar nu au arătat în direct. O arătat numai poza. Și datorită presiunii a străzii, după aceea televiziunea română o arătat înregistrarea cum i-au împușcat pe Ceaușești pe amândoi. Dar datorită presiunii, că au fost presiuni mari pe televiziune atunci, în momentul că românii nu au avut încredere. Și datorită presiunii a străzii, o arătat înregistrarea cum l-au omorât pe Ceaușescu. Acum, la 10 ani, când l-au omorât pe Ceaușescu, eu nu m-am simțit nici bine și nici rău, pentru că nu știam chestia asta, cum să te simți, că nu aveai experiența asta și nu știai cum să te simți. Ce era straniu pentru mine, ce era așa mai ciudat, că arăta la televizor, tot prin înregistrări, și nu știu dacă a fost și chiar în direct, cum au fost împușcați oamenii, adică se împușcau unii pe alții. Era și armata trăgea în Cicașeni, așa zice, teroriști. Dacă te vedea pe stradă, nu știu, mai ciudat, pur și simplu lumea se lega de tine pe acolo în București, din câte am văzut și... Nu știu, era o adevărată ambuscadă totală. Totul a început de la rușii infiltrați între oameni, între populație. Și am văzut un documentar în care o persoană era cu camera de înregistrare și mi-a spus că a fost foarte surprins să vadă cât de ușor au fost manipulați românii în momentul în care erau difuzoarele pe străzi, că erau difuzoare pe străzi, și pur și simplu au pus un vuiet de... sau un sunet, mai bine spus, cum că s-ar trage din anumite poziții de pe stradă. Dar totul era pus prin difuzoare, adică era o înregistrare cum că trage. Totul era înregistrare. Și atunci lumea era nebunită că de unii se trage și atunci au început marele haos pe străzile alea. Acum știți cum e? Sunt tot felul de păreri. Dar ceea ce am văzut eu și ce am trăit în aceleși momente, să știți că e adevărat ce am văzut eu. Acum, dacă altă lume a trăit altă experiență în momentele alea, nu pot să o contest asta, pentru că știți voi că poveștile sunt diferite, experiențele sunt diferite, dar eu pot să spun, și eu spun cu mâna pe inimă, că noi, familia noastră și cel puțin vecinii noștri, am dus-o destul de bine, am dus-o. Nimeni nu muri de foame. Din contră, românii atunci erau mult mai săritori la, în a ajuta alte persoane. Țin minte că v-am mai spus de multe ori și în clipurile anterioare că erau vecini care duceau puțin mai greu, da. Și vineau la noi, mai cereau de la mama, mai... Și părinții mei ajutau, deci nu zicea niciodată nu. Tot timpul ajutau și era o armonie, știți cum? Era o armonie atât de frumoasă, băi, chiar dacă era sărac, nu te uitai cu alți ochi sau cu un alt aer la săracul ăla sau nu știu ce. Era o altă viață, era și lumea era mai prietenoasă, mai aproape față unul de altul și în ziua de astăzi eu nu mai văd chestiile astea. Deci chiar nu mai văd chestiile astea în care să fii săritor sau pe timpul Ceaușescu puteai să umbli și până la 12 noaptea că nu aveai grijă că cineva îți dă în cap sau că o să fii urmărit sau că o să fii sechestrat sau omorât. Pe timpul ăla nu exista așa ceva. Eu cel puțin am auzit cazuri ca pe timpul Ceaușescu să fii furat în toiul nopții. Mergeai pe stradă. Bine că te oprea, că atunci să ziceai miliția, te oprea pe stradă în momentul în care vedea un grup. Atunci te oprea miliția pe stradă, te identifica și te întreba unde mergeți, chestii astea, știți? Pentru siguranța oamenilor întreba chestia asta.
Și atunci miliția, cum se zicea atunci, își făceau rondul. Deci pur și simplu își făceau rondul pe stradă și nu aveai frica că cineva te atacă, că orică te îți fură sau că o să fii violată sau violat sau nu știu, mă rog, chestiile astea, nu exista chestiile astea atunci. Cel puțin la mine în oraș unde știu că lumea mai mergea la câte un bal, mergea în weekend, ori tineretul, cum era tineretul, că eram copil. Tineretul mergea o seară în parc, povesteau frumos, să strângeau tineretul, că chiar vedeam, mă știți, să strângea tineretul în grupulețe mici, știți? Grupulețe de 4-5, ori vecini, să strângeau la părculeț, jucau șah afară, citeau ziare, ori jucau zarul, chestii din astea pe afară, știți? Chestii frumoase erau, știți? Că atunci nu exista calculatoare și ce e în ziua de astăzi. Și vedeam tineretul, măi, stătea tineretul că în părculețul de care vă spun eu, era foarte multă natură în părculeț. Era iarbă, boschez, din aia frumos, foarte frumos parcul, cu copaci, cu fântână arteziană în mijlocul părculețului. Și stătea tineretul pe iarbă și nu era problemă că stătea pe iarbă. Deci atunci puteai să stai pe iarbă, știți, așa, în cer, și stăteau tineretul în cercul și își povesteau tot felul de întâmplări, glume, jucau. Mai deci era o atmosferă foarte frumoasă atunci. Și noi, copii, cum eram noi copii atunci, vă dați seama când ne strângeam noi, vecinii noștri, eram undeva pe la 10, 15, 20, poate chiar și mai bine când se mai strângeau și alți copii, văzând așa grup mare de copii, se mai strângeau și alți copii de curiozitate și hai să ne jucăm, că atunci era o chestie de foarte, o chestie faină de prietenie, adică copii se împrieteniau foarte repede. Și mergeam acolo toți copiii și, ori ne jucam prinsa, ori lapte groș și smântânos, ori baba ascunsă, ori dacă nu, pur și simplu stăteam toți copiii așa în ei și ziceam întâmplări, tot felul de chestii pe la școală, ce făceam pe la școală, băi, era o chestie care pur și simplu îți lua câteva ore, uitai pur și simplu cum zbura timpul atunci, când erai copil, și stăteai și la povești, la chestii și la glume și astea, pur și simplu trebuia să vină părinții după noi, să ne aducă acasă. Încă spuneau părinții mei, mă copile, dar tu nu vezi că s-a întunecat afară, tu nu mai ai de gând să vii acasă, că mâine mergi la școală, știi chestia asta, știi? Deci atât era frumoasă, erau clipele alea, încă pur și simplu uitai că timpul zboară și zbura foarte repede timpul atunci. Mai mergeam pe la strand, jucam fotbal, mă, erau foarte multe chestii copilărești pe care în ziua de astăzi, eu sincer vă spun, eu nu le-am mai văzut. Și nu știu dacă mai sunt chestiile alea, adică să fie jos scunsa, baba scunsa, lapte groș și smântânos, pițule, mai erau